Intrare triumfală în Clubul Prietenilor de la Radio. Vă amintesc, invitatul de astăzi este unul dintre cei mai apreciați violonceliști români. Este vorba despre domnul Marin Cazacu, directorul general al Filarmonicii Georgenescu, inițiatorul festivalului Ateneum Summer Festival. O să vă întreb, domnule Cazacu, cum a apărut acest nume, însă ceva mai târziu. Bine ați venit între prieteni. Așa cum a spus, mă bucur foarte mult pentru invitație și tocmai ce am ascultat, George Bizet, mașul toreadorului din opera Carmen, într-un aranjament extraordinar pentru un ansamblu de suflători de alamă, se numește romenie Embras orchestra dirijată de către colegul și prietenul meu, Adrian Petrescu, oboist la Filarmonica George Enescu. Cum a apărut acest festival, dacă este să ne întrebăm, în primul rând că sunt manager la general, director general și sau manager, pentru că această poziție și această denumire, de două luni și jumătate doar. Și ideea de a crea un festival care să asocieze cele două branduri, pentru că directorul general al unei instituții de cultură, cum este Filarmonica Georgenescu Enescu își are sediul în cea mai frumoasă clădire, clădirea simbola a României, Ateneul Român. Cele două branduri, Filarmonica în sine, care, iată, anul acesta împlinește 154 de ani la de existență ani. Să fie cât și mai Ateneul și Român la... are ceva mai puțin, are 134. Și-au pus, să spunem, și unesc forțele pentru ca cei care iubesc muzica sub orice formă ar fi această muzică, să pătrundă în acest spațiu de cultură extraordinar. Ateneu Summer Festival este prima ediție, de fapt el este primul festival pe care Filarmonica în sine îl propune publicului și îl și organizează. Va începe pentru iulie. Începe pentru iulie, se termină pe 5, în fiecare zi concerte speciale, dacă avem timp le putem povesti câte puțin Cum despre să fiecare. Nu? Avem scret, sper, deși deci și, vă ți simți pe pila dumneavoastră că avem un mare dușman. E această bucurie de a fi împreună și de a vorbi cu oameni importanți între prieteni întotdeauna, dar și această teamă că timpul să scurge se scurge, incredibil. Incredibil de repede. Aveți, iertați-mă, v-am întrebat, dumneavoastră aveți o armă să combateți timpul? Eficiența. Eficiența și concentrarea informațiilor, ceea ce faceți și dumneavoastră, de fapt, în fiecare <laughs> Cred zi. Că e până la urmă, vorba de organizare. Și nu? De organizare, da. Adică, foarte pe scurt, pentru 1 iulie va avea loc un concert simfonic. Să spunem clasic, dar cu un program extrem de reactativ, foarte romantic. Lumea se va bucura. Oricine care nu a ascultat, să spunem, muzică clasică până acum se va îndrăgosti de muzica clasică. Pentru că nu este muzică grea. A doua zi va avea loc un concert special pentru, organizat pentru refugiații din Ucraina care, iată, locuiesc în această perioadă, pe, iulie, pe da. 2 iulie, da, la da. Ateneu Român, la ora 12, care locuiesc în București, cu un program extrem de simpatic, cu formații camerale din cadrul orchestrei, formule de 5, de 4, de 6 și cu piese selectate ca, ca, povești muzicale pe care acești copii să le poată digera, mai ales că vor fi prezentate în limba ucraineană și în limba română pentru români. Pe data de trei, corul academic se va prezenta pentru prima dată într-o altă formă de repertoriu, cu alt repertoriu în fața publicului, pentru că vor începe de la muzica sud-americană Vangelis, care de curând ne-a părăsit va fi și el prezent în program cu invitați extraordinari Solis vor fi soprana Celia Costea din Grecia Hector Lopez din Mexic harpista Maria Bâldea și dirijorul Iosif Pruner care va deja acest repertoriu cu totul inedit pentru un cor academic mic cum este cel al filarmonicii. Apoi urmează ziua a patra. A patra, foarte pe scurt, va fi un program în care toate instrumentele de coarde ale filarmonice, adică vorbesc vioară, violă, violoncel, contrabas și un set de percuții vor cânta ceva inedit. Sigur, celebrele anotimpuri de Antonio Vivaldi nu vor lipsi la, la debut de iulie, pe data de 4 iulie, dar în partea a doua se va cânta suita Carmen de George Bizet într un aranjament extraordinar pentru orchestră de coarde și, uh, și, și percuție de, de Rodion Shchedrin, un compozitor uh, sovietic, uh, pe care a dedicat această lucrare soției lui, celebra balerină Maya Plisetskaya. Uh, iar în data de 4 a, uh, Ateneum wind orchestra alcătuită din instrumentele de suflat și de lemn, și de uh, alamă, și percuție. Vor cânta genul acesta de, de, uh, de muzică, pornind de la muzica de film. John Williams va fi prezent cu cele mai frumoase uh, programe din uh, muzica de film pe care a creat-o, și bineînțeles, și cu repertoriu cel mai potrivit ca lumea să se bucure din plin, să descopere instrumentele, să-i descopere pe muzicienii filarmonici într-o altă veste, pentru că vor fi și îmbrăcați diferit. Într-o altă veste, da? Da, pentru că Cum lumea mai am... diferită, Adică, Adică, sigur vom. Îmbrăcăminte de vară. Legeră. De var, exact, sigur, lumea e obișnuită să, să vadă la filarmonică doar pe cei îmbrăcați în smoking sau în frac, exact. sau așa mai departe. data da. Da. De aceasta vor aborda și o altă costumație. Foarte interesant. Ați reușit în nu știu, mai puțin de 5 minute să prezentați zilele acestui festival, așa vor trece și zilele. Într-o clipă, sunt convinsă. Pentru că atunci când lucrurile sunt făcute cu emoție, cu pasiune și cu bucurie. Să scurg incredibil de repede. Vă reamintesc, live pe Facebook, pe pagina noastră România Actualități, invitatul de astăzi, domnul Marin Cazacu, este directorul general al filarmonicii George Enescu, inițiatorul festivalului Ateneum Summer Festival. Violoncelul prietenul dumneavoastră. Greșesc dacă spun așa? Nu, nu, nu. Nu greșiți nicio secundă. Este prietenul meu de o viață care nu m-a trădat și nu mă va trăda niciodată. Face parte din familie. Ați spus la un moment dat despre instrumentul dumneavoastră favorit și ați completat această afirmație Cu 100 de violoncele poți face o orchestră. Cu 100 de viori cred că ar fi mai greu pentru că le lipsesc sunetele grave, iar cu 100 de piane este, este imposibil. Este imposibil. Da. A existat un spectacol cu 100 de violoncele pe scena Ateneului? Chiar mai multe. Chiar mai multe. Am debutat în urmă cu 20 și ceva de ani cu o formulă doar de 60 de violoncele, iar în urmă cu 4 ani a avut loc ultimul concert 2018-2013 Concerte cu 100 de violonceli pe scena Ateneului Român, l-am numit Violoncelissimo 100 au, fost momente memorabile și pentru noi, pentru cei care le interpretam aceste instrumente, pentru că am invitat pe cei mai buni violoncelești din întreaga Românie, colegi de ai mei de la Universitățile din Cluj, din Iași, București, alături de studenții lor și colegii noștri din Orchestrele Filarmonice din România. A fost un moment, de fapt, de unire a idealurilor noastre profesionale, pentru că violoncelești sunt o breaslă foarte unită, iubitoare de, de frumos și mai ales de, de să dăruiască și altora emoțiile pe care le trăiesc. De altfel, numai atât vreau să vă spun că la prima repetiție când ne-am adunat și da. am cântat la osul de violoncele în, în Ateneu Român, atât de puternic am fost noi copleșiți de emoția sunetului pe care le produceam, pentru că nu nici noi nu mai ascultasem așa ceva. Sunete acelea gre, grave, medii, ne-au invadat suflete, aproape că ne venea să plângem cântând și plângând. Mi-ar fi plăcut să fiu în sală, recunosc da. cu puțină invidie acum, voiam am doar să vă întreb atât. Există vreo șansă să repetați da. acest concept co anul viitor, în două. 23 viitor. în luna iulie, la început de iulie, Iar poate chiar la Ateneu Summer Festival va vom organiza acest concert cu 100 de violoncele. Strângeți 100 de violoncele, 100 de inimi ale artiștilor și probabil câteva sute ale celor care se vor bucura de aceste acorduri. Cine vă cunoaște foarte bine, știe că violoncelul dumneavoastră este unul foarte vechi. Și foarte valoros. E adevărat că ați dat pe el preț, costul una, două apartamente, prețul la două apartamente, imediat după Revoluție? Astăzi ar costa chiar mai mult de două apartamente. Sigur, oh. la vremea respectivă, imediat după Revoluție, când uh, și românii generali s-au înghesuit. Să -și cumpere lumea Să -și cumpere casa. apartamente, da. case, terenuri, mașini și mai departe. Uh, eu m-am orientat către un instrument pentru că uh, trăind din muzică, doream să am un suflet. Care să mă însoțească în această călătorie pe care o propun, un general o propun muzicienii, de a fi alături de acest instrument toată viața și să creezi împreună acea poveste de succes care înseamnă emoția pe care te o transmiți altora. De cât timp îl aveți? L-am din anul 1992. Deci de, de 30, anul, de, 30 de, de, de ani. 30 de ani. Și el câți ani are? El a împlinit 204 ani. Wow, 204 ani. Cum arată violoncelul dumneavoastră? Pentru cei care n-au reușit să vă vadă împreună în concerte, puteți să-l descrieți. Este prin... italian, are o culoare... Um pare un instrument de aur, dar un aur, să spunem, păi învechit, e de aur, să da, știți. sigur, învechit. E o culoare foarte frumoasă, un galben spre, spre portocaliu și un pic roșiatic ca și culoare. Ca și formă este perfect, pentru că, în general, instrumentele din creația lutierilor italieni italien este o creație fabuloasă pe zona aceasta de instrumente muzicale. Și ce să spun, are timbrul care este inconfundabil la un instrument vechi, E ca și cum am spune de un vin vechi. E, la instrumente e mai mult decât atât. Știți că se spune da. atunci când dumneavoastră începeți să cântați la violoncelul de care vorbiți cu atâta dragoste, e sunetul lui Cazacu. Da, de fapt e sunetul al violoncelului pe Evident. care Cazacu îl, îl găsește să-l să îi împrumute ceva și din sufletul lui Cazaco, Așa că cele două suflete se contopesc și atunci se creează acel sunet. Cum Unul fără altul n-ar exista. N-ar exista, sunt convinsă. Mă uit la dumneavoastră cu câtă pasiune vorbiți despre acest instrument. Vă cred pe cuvânt și nu e nevoie să ne convingeți nici măcar o clipă că n-ar exista această legătură indestructibilă între dumneavoastră și instrumentul preferat. Cum l-ați găsit? 1820, vechi de atâta vreme atâta. Deci în Germania, nu l-am cumpărat din România nu. Din Germania? România nu, are, nu mai are, să spunem, instrumente de mare valoare Instrumente vechi, așa că piața de instrumente muzicale Este de fapt în Europa Occidentală, Italia, Franța, Germania În Germania l-am găsit la un violoncelist care era mai în vârstă Și dorea să-l vândă, așa că o ocazie rarisimă care n-am ratat-o Știți că, până la urmă, e o binecuvântare venită din partea lui Dumnezeu când se întâlnesc oameni cu lucruri, cu sunete, cu emoții și au posibilitatea să transmită mai departe ceea ce simt. Dar aș vrea acum să-mi povestiți, mi-ați povestit cum ați ales violoncelul, instrumentul dumneavoastră preferat, dar, de fapt, muzica violoncelului, când v-a ales pe dumneavoastră? Oh, cred că multă lume știe că, de fapt, eu am descoperit violoncelul la vârsta de 10 ani. Eu, de fapt, m-am dus la liceul de muzică din București, la actualul uh, colegiu de, de muzică uh, din Ulipatic, cu gândul să devin tenor la operă. Cântam cu voce, am doream să cânt da. și, și astăzi mi-a rămas în suflet această dorință de a cânta cu vocea. De altfel, să știți că noi, toată viața, cei care cântă la de imităm vocea umană, care este instrumentul perfect. Cel care reușește să se apropie cât mai tare de vocea umană, acela va avea de câștigat în fața uh, publicului. Uh, și cu acea ocazie, deci neputând uh, la 10 ani să studiez cantul, pentru că era mult prea devreme, mi-a spus comisia de admitere, uh, m-au îndrumat către violoncel și așa am început această poveste și aventură de a mă apropia de acest instrument care nu o regret nicio secundă. Nu regretați nici măcar că uh, faptul că v-ați fi făcut tenor, ați fi vrut să să faceți acest vis? Să vă urmați acest vis? Mi-ar fi schimbul? plăcut să fiu și tenor, dar n-aș fi renunțat <laughs> la violoncel. Sunt convinsă. Dacă reușim să transmitem publicului acele momente de bucurie și de emoție, tot dumneavoastră a spus aceste cuvinte, atunci e un lucru minunat, fiindcă acelea fac diferența dintre omul împlinit și omul cu dezamăgiri. Și aceste cuvinte ale dumneavoastră m-au făcut să, să vă întreb, domnule Cazacu, acum, unde vă retrageți? când sunteți dezamăgit, pentru că în viața fiecărui om, indiferent dacă este sau nu sub lumina reflectoarelor, dacă se umple cu acea bucurie pe care îi oferă un instrument preferat sau uh, o anumită pasiune pentru muzică, apare astfel de momente, de, de împlinire, poate, de dezamăgire, uh, de singurătate. Dumneavoastră, cum? Sigur că familia este un reper fabulos. Și sunt norocos că am o familie uh, de care alături... De... Mă simt fericit de alături de această familie, toți sunt muzicieni și soția și cei doi copii ai noștri. Deci este lucru cel mai important familia, dar de momentele personale, de intimitate pe care spuneți dumneavoastră că ne putem retrage oricând să știți că instrumentul. Pandemia ne-a demonstrat cât de important a fost pentru cei care cântă la un instrument muzical să se retragă în cămăruța lui, să ia un instrument și să-și cântă aproape, să-și. Un lamento personal la, la dezamărgiri, dacă e cazul, sau de la, la neîmpliniri. Să știți că este un remediu care uh, vindecă instantaneu. Muzica ne vindecă cu deci adevărat? trei note dacă, pe zi, dacă reușesc, eu cel puțin, dacă reușesc să, să cânt, mă simt fericit. Uh, și astăzi când le spun studenților uh, mai, mai este mai studiați la instrument și astăzi da. Și am un, uh, un exemplu de la un mare artist, un celebru uh, violoncelist uh, spaniol uh, Pablo Cazas, care a dat întrebat la 90 de ani, uh, cum te mai studiază la vârsta asta? Și el a spus un lucru foarte simplu, da, pentru că și, simt că și acum mai evoluez. Deci chiar și la 90 de ani se poate evolua și bineînțeles că dragostea pentru muzică în general nu dispare nicio secundă. Ba din contră, ea se amplifică cu vârsta. Oare și... mai are violoncelul vreo necunoscută pentru dumneavoastră? Oh, cu siguranță sunt programe, repertorii, care încă nu le-am descoperit eu personal, dar le văd deja pe, program, pe scenele din lumea întreagă și pe care mi-aș dori să mă apropii și de ele. Timpul poate că unele dintre ele le voi putea aborda în curând. Ceva mai devreme mi-ați povestit despre familia dumneavoastră, despre cei doi copii, muzicieni, despre soție, pasionată și îndrăgostită de muzică. Ne. Primiți în casa dumneavoastră timp de câteva secunde să ne povestiți cum arată atmosfera într-o zi de duminică, să spunem, când probabil sunteți cu toții acasă? Acum nu mai suntem chiar toți împreună Pentru că cei doi copii ai noștri Soția mea împlinită de toate este flautistă A cântat în orchestra de camera radio până acum 3 ani O deci salutăm, Este da. pensionară, deci 30 de ani a fost Pe scena sării radio Iar cei doi copii ai noștri Ștefan Violoncelist are 28 de ani Și fata Mulțumesc noastră Iulia 26 Să vă trăiască și să vă dacă bucurați -a spus de și S-au căsătorit Anul trecut băiatul și anul acesta Iulia, fata noastră Și fiecare stă la casa lui Dar când ne întâlnim, sigur că suntem o familie foarte unită Spun acest lucru cu mândrie Pentru că iubim toți ceea ce facem înainte de toate profesia noastră Iubim faptul că este o profesie care ne, ne face să comunicăm cu oamenii Să fim generoși, să putem să, să dăruim din sufletul nostru ceea ce putem noi este o familie frumoasă. Chiar la începuturi, când stăteam într-un singur apartament, toți vecinii ne, întreba, -a -a ne mă întrebau, da. zice, maestre, aveți un conservator și acasă? <laughs> da, zice. Cum nu... Da. Cum repetăm? Fiecare avea camera lui, și dar să știți că am avut și noroc de vecini care au apreciat profesia noastră și ceea ce produceam noi. Ba din contră, un din când în când veneau la unul dintre succesele noastre pe care le urmăreau pe Facebook sau pe da. la radio sau televiziune, ne lăsau la ușa de la intrare. Un buchet de trandafir, o sticlă de șampanie. Deci, lucruri de care și astăzi suntem încântați să le povestim, pentru că ne-au marcat existența. Da, ce vecini, foarte. Cred că, până la urmă, Dumnezeu așează oamenii și lucrurile așa cum trebuie, acum cu vecinii cum e. Foarte bine, și acum, de și la acum, fiecare dintre ei, unde se află în apartamentul lor. Au nimeni vecin, nu e deranjat de nu sunetul nimeni, nimeni care deranjat. vine din apartament. Nu cântăm la instrumente care să producă sunete foarte puternice. Violoncelul are totdeauna o sonoritate blândă, dolce, umană, aș putea spune. Vioara pe care, la care cântă fata noastră este un instrument de asemenea plăcut, liric. Flautul la care soția cântă pare că e un instrument mai zgomotos, dar nu este. Deci ne înțelegem. De altfel am făcut și câteva turnee prin toată țara și ne-am bucurat împreună de muzică și de... Muzica în familie, de fapt, e un lucru mai special. De-a lungul istoriei au existat familii de muzicieni din totdeauna, da. de compozitori, de interpreți. Să fie o familie de muzicieni astăzi, în, ziua de în zilele noastre, înseamnă să fără să vrei, ofer un model de, de existență pentru alte familii. Noi ne simțim atât de bine împreună, sub toate formele, și cred că unii, muzica, mai, înainte de toate, ne-a unit mai mult decât ne imaginăm noi. Uh, muzica se naște din, din liniște, în primul rând, și aduce liniște, și cred că reprezintă, așa cum povesteați dumneavoastră ce mai de, ceva mai devreme, acel tratament de care avem nevoie toți dintre noi, indiferent dacă acceptăm sau nu uh, un anume gen uh, muzical. Sunteți unul dintre artiștii români care și-au dedicat ani din viață, mulți ani din viață, tinerilor. Sunt deja uh, voci tinere care povestesc cât de mult i-ați sprijinit să se exprime pe marile scene internaționale și chiar și de aici, de la noi din țară. Cum vi se par artiștii tânări, tineri? Cum e tânăra generație de muzicieni în România? Uh, poporul român este un popor extrem de talentat. Deci, din întotdeauna România va avea talente care se vor uh, împlini pe parcursul carierei lor. Deci nu vom duce lipsă. Sigur că generațiile se schimbă, se orientează lumea și către zona de business pentru că se câștigă mai bine, dar cei care iubesc într-adevăr cu pasiune, muzica nu o vor abandona pentru un ban în plus. Deci, tânarea generație este o, cum să spun, într-adevăr așa, eu mi-am dedicat foarte mult timp tinerilor. De altfel să știți că exista un, un compozitor francez Olivier Messiaen, la un moment dat a fost întrebat care este secretul lui personal. Că se simte atât de tânăr la o vârstă înaintată El avea 90, eu încă n-am 90 Dar <laughs> mă simt foarte tânăr se și, vede și, și el a răspuns da. foarte simplu Dacă vrei să rămâi tânăr Petrece cât mai mult timp printre tineri pentru că te vor molipsi. Și așa este. Uh, ei sunt împrumută din entuziasmul și din pasiunea lor, iar tu le dai din uh, tot ceea ce știința pe care ai acumulat-o și experiența vieții tale. Uh, deci e o combinație perfectă, să spunem, între ca să, da, să, fie, să aibă rezultate extraordinare. Mai avem 3 minute și mai am o grămadă de întrebări. V-aș vrea să le reamintesc celor care ne asculte și care doresc de asemenea să vă adreseze întrebări că pot face acest lucru dacă ne scriu pe pagina noastră de Facebook România actualități. De altfel, dacă ați ratat acest interviu, îl puteți revedea pe contul nostru de YouTube, Radio România Oficial. Domnule Cazacu, au fost momente de tensiune sau mai puțin agreabile, nu știu dacă acesta este termenul potrivit. Pe scenă pe care l-ați trăit? Nu, nu. Recunosc că scena oricum elimină, să spunem, tensiunile. În momentul când te afli pe scenă, în fața publicului, uiți de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Eu n-am avut momente de acest fel, de altfel m-am și protejat, în sensul că știam. Ce am de făcut, cui voi mai adresa și cu ce mesaj mă adresez publicului, și atunci e, lucrurile rele se îndepărtează și rămâi doar cu lucrurile pozitive pe care urmează să le transmite. Ei, și mi-ați ridicat mingea la filă, pentru că acum, dacă vorbim despre lucrurile pozitive, sunt convinsă că de-a lungul experienței dumneavoastră ați întâlnit foarte multe întâmplări pe care nu le puteți uita, foarte multă adrenalină, dopamină, dacă ar fi să vorbim în termeni medicali, și este această. Mulțumire sufletească, vă ofer în primul rând aplauzele spectatorilor și bucuria din ochii lor. Ați vrea să-mi povestiți un astfel de moment de neuitat pe care l-ați trăit pe o scenă, indiferent că e vorba de o scenă de aici, de la noi sau din străinătate. Am trăit foarte multe Sunt scene convins, de mult. Da. E greu în, să faceți o selecție, pe, bănuiesc. Aproape toate continentele, numai în Australia nu am fost încă. Nu e timpul și, pierdut. Nu e timpul pierdut, dar uh, un moment mai simpatic pot să povestesc mai degrabă, pentru că foarte multe au fost extrem de. de uh, care mi-au creat uh, succesul acela de care toată lumea spune că am avut succes și la la, sau la un concurs internațional. Uh, unul la de exemplu am luat un premiu la un concurs în Germania premiul întâi, după ce am pierdut toate trenurile, ca să ajungem acolo pe vreme, vorbesc din anii 80, da? Și uh, am, am a trebuit să luăm un taxi de noapte ca să ajungem la timp la concursul respectiv. Uh, jurul, când ne-a văzut eram programat la ora 9, n-am ajuns, am ajuns la ora 10, am câștigat, am, cânt, am, terminat, am cântat ultimul și am ieșit primul. Uh, un moment care nu se uită și uh, dar ce vreau să vă spun este o, o întâmplare foarte simpatică cu uh, celebrul uh, Pavarotti, Luciano Pavarotti. Eram în Malaezia, pe o insulă privată, și uh, totul era foarte bine și foarte frumos, cu o orchestră în spate, pe acea insulă nu exista scenă, s-a creat într-o poeniță, uh, o scenă improvizată uh, și au fost invitați primii miniștri din toate sările asiatice să asiste la acest concert, era și o conferință probabil uh, politică și ceea, ceea, ce a urmat era de nedescris pentru că cei care au găsat concertul n-au știut că, în, mă rog, sau nu și-au imaginat că în, în, junglă unde era pusă scena, sunt și animale sălbatice. În momentul când am început să cântăm noi și, și Pavarotti, eu eram în duet cu Pavarotti, mai mulți au început să, să, urle, să țipe, să sară deasupra noastră. Una, era ceva de nedeschis acea atmosferă simpatică și noi încercam să le depărtăm cu arcușul Pavarotti cu batistuța lui celebră. Aici a da, părea un, un comic, dar era foarte simpatic. Vă mulțumesc foarte mult. În această notă optimistă cu zâmbătul pe buze închidem, din păcate, întâlnirea de astăzi cu domnul Marin Cazacu, directorul general al Filarmonicii George Nescu. Vă mulțumesc, că a fost o bucurie această discuție. Mult succes și să ne revedem cu sănătate de fiecare dată. Mulțumesc!